bună dimineața, polițiarul Tieră Gorj, semnă cu numesc documentele dumneavoastră, vă rugăm, permisul de conducere, actul de identitate, certificat de matriculare. Sigur, da? Desfășurăm o acțiune privind plata taxei de rovinetă, presupun că aveți, să aveți și rovineta, da? Să-mi prezentați, vă rog frumos. Totodată efectuăm și un studiu de trafic. În această dimineață, polițiștii gorjeni au instituit controle pe raza localităților Vârți și Moi, unde șoferii au fost verificați dacă au rovinetele plătite și dacă au cauciucuri de iarnă. Reprezentanții unei firme de sondare au profitat și ei de ocazie pentru a efectua un studiu de trafic, punându-i pe șoferi să răspundă la chestionare. Adresa de la care ați pornit? La muncă, da? Și acum ne mergeți? Turceni, Craiova. Am venit la Rovinari cu o echipă de 8 persoane. În colaborare cu primăria orașului Rovinari, ne-au solicitat un studiu de tip, o anchetă de tip origine destinație, un studiu rutier. Ea se desfășoară pe o perioadă de 2 zile. Colegii de la rutieră de la Târgu Jiu ne ajută cum au primit și dumnealor aprobarea și fiecare mașină oprită de dumnealor în intervalul stabilit ne pune și pe noi în situația de a discuta 30 de secunde cu fiecare participant la trafic. Activitatea polițiștilor s-a desfășurat pe parcursul a 2 zile. Având în vedere finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului național 66 Rovinar-Târgu Jiu și condițiile atmosferice deosebite pentru traficul rutier, în perioada 16-17 ianuarie, Serviciul Rutier Gorj, împreună cu Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu, au organizat mai multe acțiuni de control în trafic pe traseul Târgu Jiu-Bâlteni, având ca scop verificarea autovehiculor în trafic pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere privind circulația pe drumurile publice, dotarea corespunzătoare acestora pentru circulația în condiții de iarnă, precum și achitarea de către participanții la trafic a taxei de utilizare a drumurilor naționale. Șoferii spun că nu au avut emoții atunci când au fost opriți de polițiști și că aceste acțiuni sunt binevenite. Nu. Aveți toate actele în regulă? Poftim? Aveți toate actele în regulă? Acum să nu. Da. Ce părere aveți despre această activitate a polițiștilor de oprire a șoferilor în trafic, de verificare a actelor? E un lucru normal, mi se pare corect să îi oprească. Nu, e normal. Știam că sunt în regulă, nu aveam de ce. Deci ai toate actele în regulă. Absolut, absolut. Altfel n-aș mai circula pe drumurile publice. În urma verificărilor, polițiștii au găsit și câțiva șoferi care nu aveau rovineta plătită și care au fost amendați. Polițiștii recomandă ca șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească cauciucuri de iarnă.